Zile norocoase în decembrie 2023, cele mai bune zile pentru succes. Decembrie 2023 se apropie și aduce cu el multe oportunități. În acest video vom analiza zilele cele mai favorabile din ultima lună a anului pentru a vă ajuta să profitați la maximum. Vom acoperi subiecte precum carieră, dragoste, sănătate, finanțe și multe altele, explicând de ce anumite zile sunt ideale pentru anumite domenii. Nu ratați cele mai norocoase zile care vă pot aduce succesul mult dorit. Vine ultima lună a anului 2023. Este timpul să aflăm ce zile din această lună vor fi cele mai favorabile. Privind puțin în viitor, aș dori să observ că vor fi o mulțime. Decembrie promite să fie destul de lent și neplăcut în ceea ce privește munca și finanțele, dar dacă ne putem proteja de stresul excesiv și de oboseală, atunci ne va fi mult mai ușor să ne îndreptăm spre obiectivul nostru. 1 decembrie, Mercur trece în semnul Capricornului. Aceasta va fi o zi destul de favorabilă, deoarece Mercur își îmbogățește energia cu trecerea de la săgetător la semnul Capricornului. Se simte foarte bine în acest semn de pământ, așa că ne așteaptă pe toți o perioadă foarte productivă în care merită să ne asumăm sarcinile și proiectele de lucru cele mai complexe și consumatoare de energie. Vă puteți schimba locul de muncă și puteți deveni mai activi. Mercur în Capricorn influențează o persoană, făcând-o întreprinzătoare, calculată, reținută până la răceala emoțională. Are o concentrare mare a minții, gândire clară, logică și raționalism. Caracteristica principală este gândirea dinainte, ajungând la punctul de manie pentru planificare. Mintea este întotdeauna îndreptată spre atingerea unui anumit scop. Nu există haos și dezordine în gânduri. 5 decembrie. Eliberarea lui Neptun din retrograd. Pe 5 decembrie, Neptun își începe faza directă, ceea ce înseamnă că începem să vedem lucrurile mai clar și să ne simțim mai motivați să ne atingem obiectivele. Aceasta va fi o zi foarte favorabilă, în care ne va fi mult mai ușor să facem un efort pentru a depăși obiceiurile proaste. Nu vă fie teamă să vă puneți ultimatumuri și să faceți promisiuni. Dacă încercați să deveniți mai buni în orice zi, va fi cu siguranță pe 5 decembrie. Această zi este o oportunitate excelentă pentru a ne concentra pe depășirea obiceiurilor proaste. Dacă există ceva în viața noastră de care vrem să scăpăm, acum este momentul să facem un efort real. Nu trebuie să ne fie teamă să ne punem ultimat umuri și să facem promisiuni. Dacă încercăm să devenim mai buni în orice zi, va fi cu siguranță pe 5 decembrie. 10 decembrie, Venus în opoziție cu Jupiter a expansiunii, a oportunităților și a optimismului. Când aceste două planete se află în opoziție, energiile lor se potențează reciproc, creând o perioadă de creștere și prosperitate. 21 decembrie Venus în opoziție față de Uranus Din nou, Venus va fi în opoziție, dar numai în această zi nu cu Jupiter, ci cu Uranus. Aceasta va fi o zi cu schimbări importante în viziunea asupra lumii. Ascultați-vă intuiția pe 21. Venus și Uranus vă vor oferi putere pentru orice noi eforturi. Cel mai important lucru este să luptați împotriva disperării și să nu lăsați pe nimeni să vă învețe despre viață. Da, opoziția dintre Venus și Uranus este un alt tranzit important care poate aduce schimbări semnificative în viața noastră. Venus este planeta iubirii, frumuseții și armoniei, iar Uranus este planeta revoluției, a inovării și a individualismului. Când aceste două planete se află în opoziție, energiile lor se pot ciocni, creând o perioadă de instabilitate și schimbare. În ziua de 21 decembrie, s-ar putea să ne simțim dezorientați. Putem simți nevoia să ne schimbăm viața în moduri radicale, dar nu vom ști de unde să începem. Este important să ne ascultăm intuiția în această zi și să nu ne fie teamă să facem schimbări. 30 decembrie, sfârșitul fazei retrograde a lui Jupiter. Cea mai mare planetă ne va oferi un mic cadou până la începutul anului 2024. Jupiter va începe să se miște într-o direcție directă, ceea ce ne va face mai conștienți, mai inspirați și mai puternici în spirit. Pe 30 va fi util să ne punem urări și să ne gândim la viitor. Sfârșitul fazei retrograde a lui Jupiter este un moment important care poate aduce multe schimbări pozitive în viață. Când Jupiter se mișcă într-o direcție directă, energiile sale sunt mai puternice și mai benefice. Este un moment bun să ne gândim la viitor și să ne punem urări. Jupiter ne poate ajuta să ne îndeplinim aceste urări, dacă suntem dispuși să lucrăm pentru ele. Încercați să căutați constant noi surse de forță pentru a vă atinge obiectivele în orice zi, nu numai în cele descrise. Vă doresc mult noroc, succes și numai emoții plăcute în decembrie și în viață în general.